Sper că în 5 ani, deși nu cred că vom avea răsturnări economice spectaculoase, cred că în 5, sper că în 5 ani societatea românească să-și revină din șoc, să înțeleagă că nu există nicio cale comodă de ieșire din criză, că nu există, că nimeni nu poate scăpa de durere și de sacrificii și cred, sper că alegătorii să evite un balans spre stânga. O guvernare socialistă sau liberal-socialistă ar avea efecte catastrofale pentru România în condițiile de astăzi și ar deschide drumul spre un drum fără întoarcere. De aia spun că nu sunt optimist, dar îmi mențin încrederea în capacitatea de discernământ a României.